trebuie să recunoaștem totuși că moldovenii, concetățenii noștri, când vin sărbătorile religioase, tradiționale, uită de problemele lumești și se îndreaptă cu gândul spre ceruri. Dar ce credeți că văd ei acolo? Cel puțin de la 2008 încoace, dacă vor să vadă ceva mai de aproape, nu văd mare lucru. Mariana Călescu s-a interesat unde au dispărut telescoapele din Moldova. Acum câțiva ani, în Chișinău exista un loc în care oricine se putea simți puțin mai aproape de cosmos. Ce-și mai amintesc chișinăuienii și cum am reușit să pierdem singurul observator astronomic din capitală? În 1989, Moldova, încă sovietică, se mândrea cu un observator astronomic performant. Observatorul din Chișinău, care se afla în incinta Liceului Republica Real, practic era aproape cel mai bun în fosta Uniunea Sovietică. Telescop destul de mărișor, de, zicem, pentru elevi prea mare, pentru știință poate mai slăbuți, dar permitea de a efectua observări și vizuale și fotografi și fotometrice de tot tipul. Plasat bine în centrul Chișinăului, permitea, deci, nu numai studenți tineresc, dar orice amator de astronomie să vină să vadă. Pentru elevii și studenții din acea perioadă, observatorul era o atracție irezistibilă. Unii chiar se furișau noaptea pentru a urmări cosmosul îndeaproape. Noi toți eram întotdeauna curioși. Într-o seară de sâmbătă am întâlnit cu persoana respectivă care ne-a ghidat. Noi erau nouri, noi am avut posibilitatea să privim luna îndeaproape. Era foarte formidabil. Nu credeam că luna este atât de frumoasă când te uiți printr-un telescop. Am văzut Saturnul, tot o privire nemaipomenită, inelul cel să-l vezi. Și noi am rămas cu impresii de neuitat după acea seară. Dar chișinăuienii au putut admira priveliști spațiale doar până în 2008. Sentința observatorului a fost semnată chiar de Vladimir Voronin. El a instituit centrul Artico, făcându-i cadou sediul Liceului Real, cu tot cu observator. Stăteam prea bine în centrul Chișinăului, pe bulevardul Ștefan cel Mare, cuiva nu-i vinea bine și a hotărât ca acest liceu să fie de acolo transferat. Cu doamna viitoare director am vorbit, Aurelia Hâncu. Ea m-a promis că în 2-3 luni se va face reparație acolo și am să fiu mai departe invitat ca să lucrez, să deschid iară cercul de astronomie. Dar după un timp oricare am văzut că ceva acolo nu e în regulă. Totdeauna cupola este deschisă, înseamnă că plouă înăuntru, asta înseamnă că se deteriorează, tot ruginește. Vreo câteva ori am încercat să nimeresc acolo, dar n-am avut acces. Aurelia Hâncu nu și-a ținut promisiunile, iar între timp a fost demisă cu scandal pentru corupție. Noul director a permis accesul echipei noastre de filmare în fostul sediu al Liceului Real, unde am descoperit o realitate devastatoare. Când liceul a trecut cu sediu în Universitatea de Stat, o perioadă îndelungată, clădirile au fost din nou procedura aceasta de documentare pentru a trece în posesia centrului. Și aici, în perioada aceasta, prin 2007-2008, a început să pătrundă persoanele care erau cointeresate, cred că. Că un om întâmplător nu poate să vină aici să sustragă aceleși linze sau cum se mai numesc obiective. Adică acele lucruri care erau mai de preț din telescopul acesta. Dar în acea perioadă nu era asigurată paza și securitatea clădirii? Era asigurată paza. Mă rog, eu nu cunosc în detalii toate momentele, dar dacă spune lumea că era paza, era. De fapt, blocurile nu sunt păzite și oricine poate intra fără a întâmpina vreun obstacol. Chiar noi am surprins câțiva vizitatori nepoftiți ocupați cu propriile experimente mai puțin științifice. Ce acolo sunt brăti? E pe locul. A ta nu te-a zis-o? Am mai ferit să-l truc și tăi. Mărăzmești cu leacă să duvaie pe tine pe domnul Sfiu. Provoță și tăi de mai. Izoleața e, ca să zic, rădăi fără metal. După ce ți-ai șunul și zăcua? Da. Nu, serios, ne-aș prașa. Serios? Dacă prășeați-se tak, bez imen. Acolo nu putem prășa.
sunt epilog flagrant, delict normal. Întocmai. Nu o să trăiți. Furt, adică îi tragi pe porția... Da, oameni. Auzind că echipa noastră se află la fața locului, au apărut imediat persoane în diverse uniforme, gata să rețină infractori. Dacă ar fi demonstrat același activism în ultimii 3 ani, poate nu se ajungea la un asemenea dezastru. Ce credeți că se poate face acum? La drept vorbind, nu sunt gata să dau un răspuns așa concret, cu toate că, nu numai cu observatorul, dar cu toate clădirile acestea care acum sunt în proprietatea Centrului Republican, dumneavoastră vedeți în ce stare sunt ele și ele continuă mai departe să distrugă. Trebuie de renovat din nou și de făcut ca observatorul să funcționeze. O să ne adresăm la Ministerul Educației, căruia suntem subordonați, să vedem care sunt posibilitățile financiare. Când veți întreprinde aceste demersuri? Da, chiar mâine, cred că, după vizita dumneavoastră, de cum am devenit mai curajos chiar. Deci până acum nu știați care este situația? Nu, eu știam că este dezastru, pur și simplu n-am știut că e într-o așa o stare. Am încercat să aflăm ce știe Ministerul Educației despre această situație. Nu cunosc, n-am fost informat, deci eu nu pot să comentez acest lucru. Ar fi un mare păcat în cazul când vom constata că au vandalizat și au decompletat inclusiv echipamente. Dar acum că știți, veți întreprinde ceva, da? Eu am să discut inclusiv cu doamna viceministru și am să vorbesc cu colegul meu de la Direcția Economiei și Patrimoniu. Urmează să facem o analiză, într-adevăr, să vedem. Trebuie să întreprindem ceva. Dacă Ministerul Educației se va ține de cuvânt, va face un adevărat cadou pentru locuitorii Chișinăului. Acum când... Practic, toată știința e concentrată în cosmos, lumea vor zboară la planete, acolo se află cele mai performante telescoape, aparate. Noi rămânem ca întotdeauna în urmă. Am vrut să merg în colo, dar ceat nu s-a primit. Interesant, cred că se vadă acolo stele, cum s-ar arăta. Fiecare și s-ar dori acest lucru, să-l vadă cosmosul, să vadă stelele, să vadă planetele. Câteodată, pentru a dezvolta imaginația noastră, pentru a lărgi creativitatea, este nevoie și să privești ceea ce este și deasupra noastră, nu numai ceea ce este pământ. În timp ce știința progresează în ritmuri alerte, noi răspundem acestei provocări construind biserici și vandalizând ultimele relicvie științifice care ne-au mai rămas. Del la Muniți telescop. Reportajul. Tehnica în mâinile aborigenilor. Dar noroc că acum un telescop nu mai este o avere, poți să-ți cumperi dintr-un salariu. Eu am fost omul care i-am cumpărat unui om drag un telescop de ziua lui. Bun. Și vă spun sincer că n-am știut noi să facem nimic cu el acasă. Cadou a fost mai frumos decât contribuția cadoului. Pentru că lentilele alea, nu știu ce, nu știu cum, nu înțelegeam nimic. Este un căpășel. Am scos căpășelul. Hai, eu nu puteam să nu scot, dar omul drag căruia l-am oferit, să-ți dădea seama că este un căpășel. Trebuia să chem oamenii care mi-au vândut telescop, să vină să mă regleze. E o chestie mai complicată cu fiecare să aibă un telescop, dar să existe un loc în oraș unde moldovenii să știe că se pot duce să se uite la stele, era frumos să fie. Dar eu fix un an în urmă am văzut Saturnul cu ochii mei prin telescop. Băieți, asta e fantastic. E mai colorat și mai frumos decât chiar cum e desenat în cărți. Eu m-am uitat la Saturn, la Lozova, la domnul Lozovan de la Lozova, care administrează acel... Deci acolo există un observator. Să vede și ziua. Și acolo e unicul observator astronomic care a mai rămas în Moldova, pentru că restul au nici măcar nu au fost distrus, au fost și nici măcar abandonate. Au apăsat mai mulțele pe butoane, cum s-a întâmplat și la Liceul Real și cum s-a întâmplat din câte am auzit eu și la Bălți. Și nu a rămas decât un singur telescop. Care era în pădure, de ce eu sunt prevețuit? E în pădure și are gardul împrejur. Dacă înainte scoteai fata în oraș, o duceai la telescop, uitai la stele. Era o bucăți de romantică. Da, mă? Ce meseori? Am dus la pizzerie, era țarca de triumf și hai acasă. Apropo, știți cum numesc... lucrătorii din casa guvernului Arca de Triunf. Taburetca. E să nu taburetca. De sus, de acolo, de la înălțimea lor, nu? Noroc că noi avem sediu în altă parte, nu? Arca de Triunf mi se pare romantic. Dar dacă Arca de Triunf o împrejmuiești, o stecuiești cu termopane, poți schide o frizerie. Fix în centru. Sau magazine, telefoane mobile. Propun într-un
viitor apropiat, să mergem la Lozova și să ne uităm la stele. Eu cred că avea dreptate Nicolae Iesinenko atunci când a început un capitol din romanul Moldovean la închisoare cu întrebarea: este oare adevărat că moldovenii nu vor zbura niciodată în cosmos? Dar eu mă gândesc că serviciile secrete special au permis distrugerea telescopului nostru din centru, pentru că altfel moldovenii ar fi aflat adevărul despre 7 aprilie. Acela trebuie văzut cu microscopul, nu cu telescopul. Dar eu cred că telescopul a fost dezasamblat și transportat la Academia noastră de Știință. Mâini poi mâine, ăștia ies cu o declarație cu descoperit sau asamblat cel mai mare microscop din lume. Știi, așa am mascat cop să citească legile sau minunile astea de dicționar moldo-român.